Imaginație vă vine de nicăieri. O străfulgerare orbitoare care se întinde pe întregul glob, durează doar câteva secunde, dar când se termină, amintirile tuturor au fost șterse. Vorbim de 8 miliarde de oameni care uită brusc cine sunt, copleșiți de panică și confuzie. Cum ar fi urmările acestui eveniment? S-ar putea întâmpla cu adevărat? Hai să vedem răspunsurile la această întrebare, și să vedem practic ce s-ar întâmpla dacă memoria tuturor ar fi ștersă. Este ștergerea memoriei posibilă? Cu toți avem în trecut lucruri pe care am dorit să le uităm, despărțiri nefericite, experiențe traumatice, pierderi. Indiferent cât de mult încercăm, aceste amintiri pot continua să ne bântuie declanșând ocazional afecțiuni precum anxietatea, fobiile sau tulburarea de stres post -traumatic. Oamenii de știință sunt acum pe punctul de a putea schimba definitiv această situație, odată cu descoperirea faptului că amintirile noastre nu sunt atât de permanente pe cât am crezut cândva. De fapt, Cercetătorii și-au dat seama cum să șteargă, să schimbe și chiar să implanteze amintiri nu doar la animale, ci și la subiecti umani. Iar medicamentele care ne reconectează creierul pentru a uita părțile rele sunt deja la orizont. Dacă toate acestea sună puțin sefe, înseamnă că așa este. Filme precum Eternal Sunshine for the Spotless Mind și Total Recall s-au jucat de mult timp cu ideea de a ne modifica memoria. Însă datorită progreselor înregistrate în ultimele decenii în tehnologia de scanare neurologică, suntem mai aproape decât v-ați putea da seama de a transforma aceste tehnologii în realitate. Deci, cum se procedează pentru a șterge o amintire? Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să înțelegeți cum se formează și cum sunt păstrate vii amintirile în creierul nostru, în primul rând. În trecut, oamenii de știință obișnuiau să creadă că amintirile erau stocate într-un anumit loc, ca într-un dulap de dosare neurologice, dar de atunci au dat seama că fiecare amintire pe care o avem e blocată în conexiunile din creier. Pentru a explica mai simplu, o amintire se formează atunci când proteinele stimulează celulele creierului nostru să crească și să formeze noi conexiuni, recablând literalmente circuitele minții noastre. Odată ce se se întâmplă acest lucru, amintirea este stocată în minte și pentru cei mai mulți dintre noi rămâne acolo atât timp cât ocazional reflectăm asupra ei sau o revizităm. Aici totul e simplu, dar ceea ce mulți oameni nu realizează e că aceste amintiri pe termen lung nu sunt stabile. De fapt, de fiecare dată când revizităm o amintire, acea amintire devine din nou maleabilă și e resetată mai puternic și mai viu decât înainte. Acest proces e cunoscut sub numele de reconsolidare și explică de ce amintirile noastre se pot schimba uneori ușor în timp. De exemplu, dacă ați căzut de pe bicicletă, de fiecare dată când vă amintiți acest lucru, vă supărați din această cauză, consolidați din nou conexiunile dintre acea amintire și emoții precum frica și tristețea. În cele din urmă, părgându-la o bicicletă ar putea fi suficient pentru a vă îngrozi. Alternativ, cei mai mulți dintre noi au avut experiența ca o amintire să fie cândva traumatizantă și să devină ridicolă an mai târziu. Procesul de reconsolidare e atât de important deoarece este un punct în care oamenii de știință pot interveni și ne pot sparge memoria. Cercetările sugerează că amintirile pot fi manipulate deoarece acestea acționează ca și cum ar fi făcute din sticlă, existând într-o stare topită, în timp ce sunt create înainte de a deveni solide, a explicat cercetătorul Richard Gray. Atunci când memoria e reamintită însă, ea devine din nou topită și astfel poate fi modificată înainte de a se reseta din nou, a adăugat ea. Numeroase studii au arătat acum că, prin blocarea unei substanțe chimice numite noradrenalină, care e implicată în răspunsul de luptă sau de fugă și e responsabilă pentru declanșarea unor simptome precum transpirația palmelor și accelerarea inimii, cercetătorii pot amortiza amintirile traumatice și pot face ca acestea să nu mai fie asociate cu emoții negative. La sfârșitul anului 2015, cercetătorii olandezi au demonstrat că pot înlătura frica de păianjeni a arahnofobiilor folosind un medicament numit propranolol pentru a bloca noradrenalina. Pentru a-și da seama de acest lucru, echipa a luat trei grupuri de aracnofobi. La două dintre aceste grupuri li s-a arătat o tarantulă într-un borcan de sticlă pentru a le declanșa amintirile înfricoșătoare legate de poienjeni, iar apoi li s-a administrat fie propranolol, fie un placebo. Al treilea grup a primit pur și simplu propranolol fără a-i se arăta un păianjen pentru a exclude posibilitatea ca medicamentul în sine să fie responsabil pentru reducerea fricilor. În următoarele câteva luni tuturor grupurilor li s-a prezentat o altă tarantulă, iar răspunsul lor la frică a fost măsurat. Rezultatele au fost destul de incredibile, în timp ce grupul căruia i s-a administrat placebo și cel căruia i s-a administrat propranolol fără a mai fi expus la un păianjen, nu au prezentat nicio schimbare în ceea ce privește nivelul de frică. Aracnofobii cărora li s-a arătat și li s-a administrat medicamentul a reușit să atingă tarantula în câteva zile. În termen de trei luni, mulți dintre ei s-au simțit confortabil ținând în mână păianjenul, iar frica nu a revenit nici după un an. Era ca și cum frica lor fusese ștersă. Același medicament a mai fost testat în 2007 pe victimele unei traume din trecut. Participanților li s-a administrat fie Propranolol fi un placebo în fiecare zi timp de 10 zile și li s-a cerut să-și descrie amintirile legate de evenimentul traumatic. Cei cărora li s-a administrat medicamentul nu au uitat experiența, dar o săptămână mai târziu au reușit să o povestească cu mult mai puțin stres decât inițial. La șoareci, o tehnică similară a fost folosită pentru a-i face pe șoareci să uite că un anumit sunet a fost asociat cu un șoc electric, lăsând însă alte amintiri intacte. Până în prezent, cercetătorii nu au încercat să șteargă în mod explicit o amintire în întregime de la oameni din cauza implicațiilor etice, dar dovezile sugerează că este ceva ce ar fi posibil având în vedere combinația potrivită de medicamente și exerciții de reamintire. Poate și mai îngrijorătoare este cercetarea privind ușurința cu care oamenii de știință pot implanta amintiri false în oameni. Prin manipularea acelui proces de reconsolidare, Julia Shaw a demonstrat că e posibil să-i facă pe oameni să-și amintească o crimă pe care nu au comis-o niciodată și chiar să ofere detalii vii despre evenimentul fictiv. În concluzie, ștergerea memoriei e cu adevărat posibilă în prezent și un eventual eveniment de ștergere al memoriei al tuturor ar putea deveni posibil precum într-un film SF. Dacă memoria tuturor ar fi ștearsă, dacă ar fi să descriem într-un cuvânt ce s-ar întâmpla, acel cuvânt ar fi isterie. Se poate întâmpla orice la propriu. În esență, acest eveniment ar apăsa butonul de resetare a umanității. În loc să încercăm să înțelegem conceptul de foc, am putea să ne ținem smartphone-urile spre cer și să le scuturăm nebunește. Nu ați ști cine vă sunt prietenii sau familia, sau într-o situație și mai jenantă, cine era partenerul de viață înainte de evenimente. Iar acestea sunt consecințele mai puțin devastatoare. La un moment dat, în orice moment, există între 8.000 și 20.000 de avioane în aer. E o veste proastă pentru toți cei de la bord. Atunci când pilotul uită cum să lucreze cu acest aparat de zbor pe uscat, lucrurile nu vor fi cu mult mai bune. Avem milioane de mașini pe șosea la un moment dat plus autobuze, camioane de transport, limuzine și motociclete. Dacă până acum crede că există șoferi răi, pregătește-te. De asemenea, banii și structura socială vor deveni un lucru din domeniul trecutului. Am putea fi capabil să recunoaștem că cineva e îmbrăcat puțin mai bine decât noi, dar nu am avea niciun context care să ne explice de ce. Criminalii și infractorii violenți ar putea fi eliberați fără amintirea crimelor lor, să sperăm că dorința de a comite faptele a fost ștearsă odată cu amintirea lor. Iar în ceea ce privește sănătatea, am fi într-o stare proastă, deoarece medicii, asistentele și alți profesioniști din domeniul medical și-ar uita pregătirea și toți acei ani de experiență. Pe scurt, ar fi o zi foarte, foarte proastă. Am fi nevoit să ne reconstruim societatea punând la oaltă bucățile din viețile noastre anterioare. După ce praful se va așterne, va fi oare acest nou început un lucru bun? Lucruri precum tensiuni politice ar fi șterse, iar unele țări ar putea să nu mai aibă granițe. Grupul amnezicilor. Experiențe din trecut recente ne-au dovedit că un astfel de eveniment de pierdere al memoriei în masă chiar ar putea fi posibil. Spre exemplu, între 2012 și 2016, 14 persoane cu vârste cuprinse între 19 și 52 de ani au fost tratate în statul american Massachusetts după ce au dezvoltat brusc amnezie fără o cauză recunoscută. Pacienții suferau de amnezie anterogradă, ceea ce înseamnă că aveau dificultăți în formarea de noi amintiri. Scanările cerebrale au relevat o reducere dramatică a fluxului sanguin către hipocampus, o parte a creierului asociată cu memoria, dar cauza nu a fost clară. Iar cazurile necesită o monitorizare suplimentară pentru a identifica o legătură între consumul de droguri la acești pacienți și amnezia bruscă. Ștergerea memoriei pare azi posibilă, iar cercetătorii fac pași rapizi în această direcție. Un astfel de eveniment mas ar schimba total umanitatea și ar crea un haos cum nu a mai fost întâlnit niciodată în istoria omenirii. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!